Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv. În prima parte vom defini rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv, iar apoi vom rezolva împreună două aplicații practice. Rădăcina pătrată a unui număr rațional pozitiv se consideră a un număr rațional pozitiv. Numărul rațional pozitiv n, care are proprietatea că n la puterea a doua egal cu a, se numește rădăcina pătrată a numărului a și se notează n egal radical din a. În imaginea alăturată aveți câteva exemple de rădăcini pătrate de numere raționale pozitive. De exemplu, radical din 1 pe 9 este egal cu 1 pe 3. Deoarece 1 la puterea a doua este 1, 3 la puterea a doua este 9. Deci 1 pe 3 totul la puterea a doua ne dă 1 pe 9. Radical din 0,01. Putem scrie această fracție zecimală sub formă de fracție ordinară, deci 0,01 este egal cu 1 pe 100. Așadar, radical din 1 pe 100 este egal cu 1 pe 10, adică 0,1. Radical din 1,69. După același principiu, se scrie ca radical din 169 pe 100, adică 13 pe 10, adică, dacă vrem să transformăm înapoi în fracție zecimală, este egal cu 1,3. În continuare, vom rezolva împreună o aplicație practică și o aplicație algebrică. Și anume, vom determina lungimea laturii unei pleci de gresie, având formă de pătrat și area egală cu 3,24 cm pătrați. Mai întâi, trebuie să ne readucem aminte aria pătratului. Aceasta este egală cu L la puterea a doua. Așadar, L la puterea a doua egal cu 3,24, observați aici definiția rădăcinii pătrate a unui număr rațional pozitiv. Așadar, L este radical din 3,24. Transformăm fracția zecimală în fracție ordinară pentru a ne fi mai ușor, însă acest lucru nu este obligatoriu, și observăm că 324 este 18 la puterea a doua, iar 100 este 10 la puterea a doua. Așadar, radical din 18 la puterea a doua pe 10 la puterea a doua este egal cu 18 pe 10, adică 1,8 cm. Aceasta este lungimea laturii plecii de gresie. În continuare, vom rezolva încă o aplicație. Și anume, vom încerca să îl ajutăm pe tatălui Andrei să răspundă la provocarea pe care Andrei o adresează, și anume să vedem dacă radical din 1,3 în perioadă supra 3 plus 2,7 în perioadă supra 5 este un număr natural. Eu vă rog să încercați să rezolvați singuri, oprind acest filmuleț, după care să îl reporniți și să vedeți dacă ceea ce ați scris voi este corect. Haideți să vă ajut! Deci, vom considera numărul spus de Andrei, 1,3 în perioadă supra 3 plus 2,7 în perioadă supra 5. Pentru a efectua acest calcul, trebuie mai întâi să transformăm fracțiile zecimale periodice în fracții ordinare. 1,3 în perioadă se scrie ca 13 minus 1, adică 12 pe 9, totul pe 3, plus 2,7 în perioadă, 27 minus 2, adică 25 pe 9, totul supra 5. Acum, scăpăm de fracțiile supraetajate, 12 pe 9 ori 1 pe 3, plus 25 pe 9 ori 1 pe 5. Avem înmulțire de fracții ordinare, simplificăm. 12 se simplifică cu 3, rămâne 4, și 25 se simplifică cu 5, ne rămâne 5.
Așadar, obținem radical din 4 supra 9 plus 5 supra 9. Observăm că cele două fracții au același numitor, deci vom obține radical din 4 plus 5, 9 pe 9, adică radical din 1, adică 1. Așadar, rezultatul calculului este un număr natural. Așadar, Andrei a avut dreptate. Acestea au fost cele două aplicații referitoare la rădăcina pătrată a unui număr rațional. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!